Astăzi testăm niște mostre de la Morf, despre care știm de mult timp și de la care știm zeta și cruda, nu? Da, vreau să spun neapărat că atât de mult mi-am dorit să testez aceste parfumuri pe care voi mi le-ați recomandat de 100.000 de ori, încât tare mult mă bucur că astăzi o să facem asta. Haide, ce facem? Deschidem, scoatem, cum, avem Discovery Set, wow! Acesta tot este un Discovery Set? Da. Wow. Așa arată cutia. E de spus că oamenii de la Morf întotdeauna au lucruri care sunt impresionante din punct de vedere al aspectului. Toate cutiile sunt mari, frumoase. Experiența e premium. Doamne. Oh. A dat. Am dat și am dat cu Animal, care după denumire nu cred că e chiar potolit. Lemnos piperat. Îl percep ceva mai masculin. Adică cred că ar intra mai degrabă în colecția mea decât în a ta. Da. Mai de seară. Eu zic condimentat, bărbătesc, cu un vibe de ușor de pădure întunecată. Ok. Vibe de pădure întunecată. Bun, de acord cu asta. Hai să-l punem deoparte și promos să ne selectăm preferatele. Care e al doilea? O, Doamne, nu cred că vreau să-l testez pe acesta, dar o să fac o excepție. Este Rose J. Pulverizatoare foarte faină la mostrele lor. Puh. Se simte trandafirul deja? Da, deja nu. Îmi pare rău, am o problemă cu trandafirul, parfumul nu are nimic, am eu o problemă cu trandafirul. Pentru cineva care iubește trandafirul, e tot aici. Și din ce-mi dau eu seama, ok, pe blotter, doamne, dar radiază într-un fel trandafirul ăsta, e genul de lucru pe care nu mi l-aș dori, dar pentru cineva care iubește nota de trandafir, se face remarcat. Da, n-aș putea să mă dau cu acest parfum doar pentru că are foarte mult trandafir, dar aș putea să zic că mi se pare că e un trandafir lemnos, da. Trandafir amestecat cu note lemnoase. Da, și cred că are și șofran un pic. Și cred că e și foarte persistent, nu știu de ce. Pare, dar cred că toate Morf sunt persistente bine. Ok, vreau să mergem la tu? Adică me too. Nu doi. Am dat pe mâna lui Cristian. Sunt obișnuit să... Wow, e o direcție total diferită. La ce te așteptai? Nu mă așteptam la nimic anume, dar după trandafir ăsta e pudrat, e delicat, suav. Așa suav, ușor săpunos. Mi se pare că e așa, îl văd într-o zonă un pic mai feminină. Adică asta cred că s-ar duce mai mult la tine. E parfum așa de purtat la o rochie, dar atunci când vrei să ai o seară cumva mai liniștită, nu vrei să atragi toate privirile spre tine. Stai că spun eu. Mi se pare că este dulce, pudrat și nu știu dacă neapărat ușor vanilat, dar are o chestie în el și este perfect pentru un date în care tu porți o rochie albă sau crem sau roz sau lila de mătase care curge așa pe tine. Mi se pare că parfumul ăsta completează perfect exact ideea asta de rochie. Da, da. Mă gândeam la satinat. Miroase foarte... Păi cam pe acolo e. Da. Miroase foarte bine parfumul ăsta. T-O-O. Poftim. Cred că e de spus că toate sunt extract de parfum. Și din ce știu eu, o concentrație 30%. După numele acestui parfum aici m-aș aștepta să fie flori de cireș. Nu știu de ce, nu cred că va fi așa, dar se cheamă Miyazawa. Cred că Miyazawa. Miyazawa, aș zice și eu. Dar îmi sună așa ceva japonez. Ar putea să fie petale de cireș aici. Ar putea. Nu sunt sigur că sunt, dar ar putea. Foarte suav, da, și nu știu dacă... E primăvăratic, așa. E foarte delicat și e genul ăla de parfum, nu știu cum să o explic, parfum curat, știți voi, adică cred că știți dacă mă urmăriți ce înseamnă parfum curat, dar transpus în parfum floral. Un parfum floral care e suficient de delicat ca să-ți dea impresia aia de parfum curat. Da. E interesant, e foarte interesant asta. Vezi că la sfârșit trebuie să punem și un... Aoleu. Să alegem un top 3. Aoleu, păi doar crezi că eu mai țin minte? Ne descurcăm, vedem. Iau și pe asta. Da. Ok, mergem mai departe la A21 sau A21. This maybe. Is. Maybe. Îmi place treaba asta. A21 miroase un pic ca zahăr ars. Me gusta. E cremă de zahăr. E cremă de zahăr ars. E un parfum gurmand, vesel, dulce.
prăjituristic ușor, da. Dar nu prăjituristic în sensul de this is her, dar e, se duce acolo. E ciudat că, nu știu dacă e doar din preferințele mele actuale, dar m-aș vedea mirosind uneori așa, nu des, dar m-aș vedea mirosind așa totuși. Mi se pare că nu e doar dulceață dusă la extrem, asta e, are un anumit echilibru care mă face să zic că l-aș purta. Da, nu știu ce să zic, e interesant faptul că zici că ai purta acest parfum. Trebuie să mai menționăm, cred că această colecție și parfumurile pe care le mirosim acum sunt din colecția Les Exclusif. Ok. Les Exclusif. Aici avem Iconic. Will this be iconic? Câte fructe vesele. Și parcă nu-s doar fructe, s-ar putea să fie ceva așa ușor. Alcoolic, în sensul de băutor alcoolic, dar nu sunt sigur. Să ne înțelegem că eu simt nevoia să menționez. Eu zic strict ce mi se pare mie că îmi transmite parfumul. Da, evident. Păi el poate să aibă săracul orice altceva, dar pe mine mă încep cu gândul la fructe în momentul în care îl miros, asta o să zic. Așa funcționează parfumul. Da, știu, dar poate și oameni noi pe aici. Mie mi se pare că e un parfum foarte fructat. Da. Cu fructe vesele. Dacă aș avea parfumul ăsta în colecție, ar fi în colecția mea aproximativ 14 secunde până ar trece în colecție ei. Da. Exact. Ziceți-mi dacă în comentarii, puneți pauză și scrieți acolo dacă înțelegeți ce înseamnă fructe vesele sau ce înseamnă în viziunea voastră fructe vesele. Mergem la următorul, care este un number 8. Îmi place. E răcoritor într-un mod ușor diferit. Tot ceva ușor săpunos. Mie mi se pare mai degrabă cocktailish. Cocktailish. Nu găsesc fix efervescența, adică m-aș duce înspre zona aia de, într-adevăr, nu știu care sens, dar într-un cocktail întotdeauna e, fără alcool. E ceva efervescent, e fie apă minerală, fie prosecco, fie ceva din care s-ar bule. Aici mi se pare că nu s-ar bule, adică mi se pare că e mai degrabă în stilul unei, dacă vrei tot aceleași gen de răcoare, să zicem apă de gură. Nu vreau să zic că miroase apă de gură, dar vreau să zic că nu e sparkly. Da, fără să aibă apă de gură, fără să aibă duritatea aceea da, apei da, de gură. Exact. Pentru că e dulceag, e fructat, e da, vesel. Da, e într-adevăr, dar... Ceva cu vesel azi. Asta zic că nu e cocktail pentru că nu e efervescent, nu-l percep efervescent. Eu îl văd ca pe un cocktail fără alcool. Ok, ok. Da. Dar e un parfum de vară, e un parfum suav și delicat și e genul de parfum pe care îl porți cu plăcere. Da. Și, nu știu cum să-l citesc pe acesta, e Da, este ultimul din această colecție, aș zice, uite. Da. I am nose blind. Mi se pare că e un pic de ananas aici, dar ananas îndulcit, ca într-o tartă cu ananas. Ar putea să fiu și eu ușor nose blind, că miros de ceva timp parfumurez. Eu cred că ăsta este genul de vibe pe care li-l dă notă parfum unor oameni care zic eu da. Nu simt acest parfum. E așa posibil. Simt eu acum mirosindu-l pe acesta, mă chinui să îl identific și nu prea pot și cred că problema e la mine. Că am probabil o problemă cu una dintre note la modul că nu o simt. Știi ceva? Pune-l pe pielea mea. Da. Că mă intrigă ce se întâmplă. Oricum, aici. Dacă ești curios în legătură cu vreunul dintre parfumuri și note, nu ce simțim noi, le poți găsi pe site și oamenii de la Morph au și o aplicație dedicată. Serios? Da, da, au aplicație pentru magazinul lor și pentru parfumurile lor. Uite, aici pe piele se simte ceva mai bine, probabil că lucrează și pe pH-ul pielii mele în da, ce se întâmplă da. Aici. Nu-s dată cu cremă, nu am nimic, doar am mers un pic prin oraș. E cumva mai corpolent la tine pe piele, nu e la fel de aerisit așa, vreau să zic ca ezoteric. Am înțeles. Pe pielea ta e mai, capătă așa o dimensiune fizică. Capătă o dimensiune, dar fii atent că pe pielea mea mi se pare că e ușor... Se simt ușor niște note lemnoase? Da, da, într-adevăr. O fi un fel de nata parfum, wow. În funcție de unde l-aplici. E ia interesant. Chiar așa, unde l-am pus. Vreau se să... Vreau să îl explorez pe acesta, tocmai pentru faptul că mă intrigă atât de tare. Pe tine simt chiar și ceva gurmandicios, ușor, ușor. Da, ușor. Simțit și pe blotter care ceva un Eu pic. N-am simțit. Și la mine pe piele nu se simte așa. Wow. E posibil să fie genul acela de parfum care se transformă în funcție de pH-ul vieții. Da, va trebui să mai pH-ul pielii tale. Va trebui să mai revenim asupra acest aspect. Da. Ce Hai să mergem la colecția aceasta albă.
Să vedem dacă are o denumire colecția asta, nu cred. Ba da, cred că sunt iced sau ceva. Eu sunt foarte încântat de colecția asta pentru că în principiu știu cum miros și îmi plac. Scrie doar Eau de Parfum Intens pe spate și vreau să începem neapărat cu acesta. Da. Tonka Tonic. Tonka Tonic e cel mai nou lansat și l-am mirosit săptămâna trecută. Trebuie să facem o pauză. Vrei să alegem preferate din colecția aceea pentru că sunt foarte multe? Nu, vom alege preferate din toate. Wow, sunt foarte multe, nu știu dacă le țin minte. Asta o să fie în top 3, zic. Da? Da, eu cred. Sau poate nu, stai, e la tine, s-ar putea să nu. Ia să vedem. Pentru mine clar e în top 3 ăsta. Ba da, cum să nu? Pentru că mă gândesc că are un pic de pornire spre, nu neapărat marțipan, cât pricomigdale. Da, da. E înghețată de pricomigdale parfumul ăsta, pe scurt. Da, treaba e că-mi place. Și mie, dar mă gândeam că, nu știu de ce mă gândeam că nu-ți placă, mă gândeam că s-ar putea să te ducă spre migdale, da. Dar doamne, miroase de bine, m-aș vedea purtându-l pe ăsta. Sunt migdale foarte îndulcite. Da, 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 și totuși răcoritoare, adică eu văd o înghețată în el. Are o pornire pentru mine de gelato, de înghețată, cu fistic și cu pricomigdale. Că simt și un pic de fistic, așa ceva verzui dulce în stilul fisticului. Că, când zic verzui, acum nu mă refer la miros verzui, cât culoare. E foarte bun parfumul ăsta. Cum se cheamă desertul ăla mic, așa rotund? Chiar pricomigdale da, se da, cheamă? Da, exact aia mi da, se pare că e. Da, pricomigdale, dar cumva răcoritor. Cum se să pare. Nu-mi placă? E un parfum gurman, normal că îmi place. Da, e senzațional. Asta clar intră în top 3, cât zic. Următorul este Food Mafia. Food Mafia? Da. Și pe asta îl știu. Nu e atât de cum te aștepți de ud. Nu? Nu. Bine. E un ud îndulcit. Foarte portabil de altfel. E un ud elegant european cu șofran, e mult pentru Raluca, dar nu e de neportat. Adică e de la de te duci tu să te îmbraci la costum și vrei așa ca lumea să întrebe, mă, dar de ce miroase domnul ăsta chiar așa? Sunt curioasă dacă o să-l porți vreodată și eu o să zic, adică tu clar o să-l porți, dar dacă eu o să zic cu ce te-ai dacă miroși foarte bine. Nu cred că e genul tău, că e mult mai lemnos decât, adică pe lângă ud e și lemnos și atunci nu cred că e o să-l... E ușor medicamentos. Da, asta ar putea să fie și prezența șofranului. Da, e posibil. Eu bănuiesc că e șofran în el. Ia să vedem. Disumano. După ce terminăm, trebuie să plecăm 3 ore de acasă să se aerisească aici. Da, exact. O, da. Da. O, da. Din denumire, mă așteptam să fie ceva foarte in your face și ceva foarte turbat. Doar că... Îl vreau pe Disumano pe piele. Da, da. Doar că miroase foarte bine. Eu îl simt ușor dulceag, dar nu dulceața aia pe care să nu o poți să o porți și în sezonul cald. Bine, nu când sunt 50 de grade afară, cum o să fie probabil vara asta. Dar e foarte nice. Mă duce cu gândul la niște prăjiturele glazurate și totuși afumate, dacă care sunt pe piele, uite. Și mi se pare că și aici sunt parcă niște migdale, ceva. Mă duce cu gândul la vacanță și la toate poftele pe care ți le faci în vacanță. Ok, ok. Da, clar, din gama asta Tonka Tonic e the one for me. E clar, da, și ăsta e foarte bun. E foarte bun. E mai dulce pe blotter tonic decât pe pielea ta. Da, asta e lucru bun. Pune-l deoparte. E în preferință pentru tine acolo? Da. Am înțeles. Hai să luăm pe acesta, care e Antigua Bay. Ăsta clar răcoritor. Mergem în vacanță exotică? Cu mirosul clar. Da, răcoritor, marin, sărat. Marin și sărat, da. Și parcușor mentolat. E deja văd apa aia albastră așa prin care vezi peștii, văd cerul senin, văd relaxare, dacă are vreun sens. O vacanță pe insulă pustie. N-am fost în Antigua Bay, dar... Da. Dacă ai văzut filmul Roadhouse, noul film Roadhouse, e priveliștea din Roadhouse către mare. Perfect. Efectiv, perfect. Doamne, da. Da, și ăsta intră în topul preferințelor, înțeleg. Îl pun aici separat. Da. Hai să-l testăm pe Zeta. Zeta. Într-un final, hai să-l testăm pe Zeta. Ok, nu-l știam. Cred că l-am testat. Cred că e unul dintre cele două pe care le-am testat la Essence. Nu mai știu, pentru că era foarte aglomerat. Știu că l-am testat pe vapor la Essence sau Vapor, nu știu cum se numește. Fix 5 secunde la standul lor, pentru că era extrem de aglomerat. E drăguț Zeta, dar bine, Zeta e bestsellerul lor. Că e nu-l dulce, e... Păi nu-l simți că am mirosit câte parfumuri. După asta trebuie să-l pui pe piele, e garantat pe gustul tău. Îl pun pe piele.
Să nu-mi dați cu hate că nu-l simt. Zahăr ars, parcă... Să-l mai lăsăm un pic. Pe blotter nu-l simt, iar pe pielea mea se simte... Da, da, se simte. Nu atât de wow precum mă așteptam, dar, again, probabil că e o problemă cu pielea mea. În combinație cu acest parfum, pielea mea nu are nicio problemă, dar în combinație cu parfumul. Posibil. Acestea sunt ultimele 10, am renunțat la cutie și o să mă descurc eu cumva. Continuăm cu vapor, care ar trebui să fie așa un parfum care să te răcorească, să te ducă în vacanță și să fie foarte aerisit. Și Raluca va afla că focusul nu e pe fața mea, dar nu. Nu? Nu. Așa, mamă. Nu. Vapor e un contrast. E un contrast de caramel și citrice. N-are wood? Nu. Sau ceva mai... Nu, nu cred că are wood. Adică... Simt că are un vibe ușor oriental. Ok. Așa simt eu. Poate pentru că e al 15-lea parfum pe care îl testăm. Posibil. Dar nu, nu mi se pare că are un vibe oriental. Mi se pare că e... efectiv dulce și citric în același timp și îți bulversează un pic creierul că nu știi ce se întâmplă. Băi, o fi dulce, sunt delicios, dar stai că-s răcoritor. Fix așa. Sincer, când l-am mirosit acum prima oară, am avut un flash de o zi pe, nu știu, un Marina Bay în Dubai și cred că e un parfum care ar avea foarte mult sens în lumea arabă și ar fi și la foarte mare căutare acolo. Ok. Asta simt în el. Da, e normal. Adică e normal să nu simțim același lucru. Hei, lasă. Vision. Hai să vedem ce zice Vision, care e portocaliu. Avea el multe citrice sau iar mă induce în eroare? Cred că te induce în eroare. Da, mă induce în eroare. Not my type. Cred că ar putea să ajungă să-mi... placă. În prima fază, da, nu e nici genul meu neapărat, dar are ceva așa care mă intrigă și vreau să mai miros un pic. Dar nu știu exact ce se întâmplă în el, un miros destul de atipic cumva. E un parfum de vreme rece care te face să te întrebi, bă, dar ce se întâmplă aici? Cu ce ești dat? Ce ai folosit? Da, cred că e genul de parfum care ridică niște întrebări oamenilor din jurul tău. Dar nu-mi dau seama dacă e pământiu. Nu, mi se pare că nu ajunge până în zona pământie. Mai degrabă... Nu pot să mai miros, gata. De câte ori îl miros, adică de prima oară când îl miros, îmi vine imaginea aia din... cred că ai văzut și tu filmul Gladiatorul. Da. Când se întoarce Maximus acasă, sau de fapt e mintea lui, și trece cu mâna așa prin spicele de grâu, e cumva un miros de spic de grâu, dar fără să fie spic de grâu. E imaginea aia din film, nu știu, mintea mea funcționează altfel. Arles. Foarte interesant asta. Cu minte, altfel. Dar provocator, mi se pare. E altfel. E... Tot de vreme rece și el. Nu știu ce să zic, mi se pare că are ceva prospețime în el. Nu-l văd purtat vara. Mi se pare nu că e neapărat vara, cred că mai era primăvară, toamnă. Un parfum mai tomnatic, mai când plouă, mai când e întunecat afară. Okay. Îmi dă o senzație de întunecime. Înțeleg. Again, nu vorbim despre note, vorbim despre ce ne transmite parfumul. Da, da. Dacă această culoare ar avea un miros, cred că ar fi exact mirosul lui Arles. Poftiți. Eu îl percep mult mai relaxat de atât. I'm crazy. Urmează Montmartre. Tot așa, mai spre zona întunecată, mai spre frig, mai spre toamnă. Mi se pare un pic mineral ăsta, adică pare caracterul ăla de... piatră, statuie, parfum de vampir, dacă vrei. Nu chiar în genul lui Ganymede, dar parcă are ceva așa prin el mai rece. Am decis, acesta este parfum de vampir. Și așa mai departe. Haide, haide să scoatem elefantul din cameră. Cruda. Au Hai să scoatem elefantul din cameră. Nu știam că e cruda în Discovery setul ăsta. Da, este. Dacă ai ajuns la mine fără să ajungă mostra. Da, da, deci și la cruda mine. E... cruda e să fie next buy? Cruda e multă scorțișoară. Nu știu dacă e next buy în ideea că mi se pare că e de vreme mai rece. Adică da, avem este. Scorțișoară, fructe, parcă un măr așa. Un măr copt, dacă vrei. E foarte strudel cumva. Plăcintă cu mere, cu scorțișoară, cu băgată la cuptor, pusă cu...
nu știu, când ai scos-o, ai pus-o lângă un pahar din care se evaporă niște vapori de alcool. Zic bine? Da, 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 e stilul ăsta. Ce e de spus despre cruda, că asta știam, e că publicul țintă inițial, adică oamenii de la Morph știu că s-au gândit că o să vândă mai bine la femei, dar în mod surprinzător eu am auzit, vorbindu-se despre parfumul ăsta, am auzit numai bărbați spunându-mi de el, că doamne, e... Și este. Da, da, este. Da, da. Și am mai auzit o poveste, cum că sunt femei care se duc și cumpără parfumul ăsta pentru prieten sau pentru soț, ca să poată să-l folosească și el. Ca să stea 3 secunde la soț și să treacă pe raftul lor. Cunoaștem. Dar da, pot să înțeleg. Bine, eu sunt oricum mega fan scorțișoară, deci pentru mine are extrem de mult sens crudă. 10 din 10 recomand. Hai să mergem mai departe în vacanță și o să-ți spun denumirea după. Bine. Acum miros un cocktail. Bine, e de spus că nasul meu nu mai poate. Adică acum deja intuiesc cumva ce miros, dar deja îmi dau seama că nu. Bine, tu ai mirosit și mai multe decât mine. Da, că îmi place. Eu am ajuns pe la 20. E un cocktail fructat și răpăritor. Sangria, por favor. Da. 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 Parfumul se numește Malaga. Și am zis sangria doar pentru conexiunea cu țara. Nu neapărat cu că el ar avea aromă de sangria, dar e parfumul ăla de Ibiza. Ibiza, sa. Ideea e că trebuie să vezi popstar nevârsta pe nevârsta pe încă să aibă sens gluma asta. Da, e un parfum foarte ușor de purtat în următoarea perioadă. Da. Doamne, ce bine miroase. Și uite, mi se pare că pe măsură ce stă, se mai și îndulcește un pic. Da. Doamne, pune dincolo, pune dincolo. Da, nu, voi acolo și voiam, adică nu... Hai să vedem cât de in your face sau on your skin este acest parfum. Pe care întâi îl mirosim. Nudo? Da, el vedea pe spate, nu cred. Nu cred că am făcut asta. Nu voiam să-i arăt fața, de-aia am arătat spatele. Dar nu miroase ca un nud. Mă gândeam că este ceva mai close to your skin, ceva nu mai nu intim. Din cum îl simt pe blotărul ăsta, în raport cu Malaga, care mi se părea destul de reținut, ăsta e... Nudo! Fix așa. Mentosane. N-am mai zis de foarte mult timp treaba asta. Încerc să-mi dau seama cu ce asociază Raluca mentosane. Cred că e tot o pornire ușor minerală totuși. Cred că da. Mi se pare că și aici percep ceva mineral. E, nu știu, e, ăsta e misterios, dar nu în modul întunecos. Îl văd așa purtat de o persoană care spune puține cuvinte, dar totuși prin limbajul trupului și felul în care se îmbracă și atitudine, transmite foarte mult. Pot să zic o chestie total crazy? Si. Pe care mi-o transmite parfumul acesta, așa ar mirosi într-o navă de extraterestri. Are sens. Pentru că acolo îmi imaginez că în spațiu, când ești într-o navă, ești înconjurat de foarte mult metal. Ok. Și așa ar mirosi metalul ăla. Ok, deci tu zici că e metalic. Da. Ok. Exact așa îl simt. Câte mai avea? 3. Normal. Am ales eu unul și o să am grijă că de data asta să nu vezi nici fața, nici spatele. Dar când s-a transformat acest video, înghicește parfumul? Nu înghicește parfumul, vreau să văd dacă numele te duce într-un sens. Mie mi se pare că parfumul acesta e despre începuturi și zic asta tocmai pentru că știu cum se cheamă și cred că numele n-a fost ales întâmplător pentru el. Părerea mea este că dacă ne-am fi întors la esență acum, nu știu, milioane de ani, când nu existau toate informațiile despre parfumuri și cineva ar fi creat o esență care se dea pe corp, asta ar fi fost. Okay. Că are, cred că are note de bază și cred că este cumva pământiu, dar nu în sensul negativ. Cred că se inspiră cumva din natură și din lucruri pe care le găsești în natură, fără să știi că există flori, că există fructe, că există toate celelalte. Okay. Așa aș zice, iar denumirea lui este Axum. Okay. Axa primordială a vieții, mamă, nu știu ce am, gata, am băut tot cafea și mamă. Hai să trecem la următorul parfum. Mai avem două, să știi. Alege tu unul dintre acestea. Acesta că e roz. Acesta că e roz. S-ar roz putea să nu fie... Iris. S-ar putea să nu fie roz. S-ar putea să nu fie un parfum. Fum roz. Gata, l-ai. L-ai parfumat cu vreo. Mie mi se pare că miroasea lemn combinat cu foarte, foarte ușor cu piele, dar foarte puțin, are foarte puțină piele acolo.
Ok, da, posibil. Deci vin, butoiul vinului și piele, că tu porți cizme, că e toamnă. Uh-huh. Cizme de piele. Uh-huh. Ești la o cramă. Hai că mă transform în Moris în punctul ăsta. Nu, te transform în ce zic eu câteodată despre parfumuri, total nonsens. Da, deci e interesantă experiența. Îmi place. Este interesant. E de vreme rece, dar îmi place. Da. Este indomabil. Ok, indomabil. Nu mă așteptam la asta. Mă așteptam la ceva mai roz. Și ultimul. Care este, iar tu să ghicesc denumirea pe care n-am cum să ghicesc? Da. Super. Unele au o pulverizatoare extrem de bune. Cred că ai văzut cum se cheamă, nu? Nu, că nu eram atent. Interesant. În afara zonei foarte comerciale a parfumurilor, mi se pare că e și creativ. Am vibe-uri de castel vechi în el. Văd, nu știu, dacă probabil care sens că ai văzut și tu în filme, Sala Tronului, și pe pereți stânga-dreaptă, sunt foarte înalt pereții, sunt steaguri din alea făcute din material ca de covor, așa. Da, da. Asta văd. E un parfum regal? Da, aș zice că e într-adevăr un parfum regal. E un parfum de curtea regală, nu neapărat că și-ar mirosi regele, dar așa m-aș aștepta să miroasă la curtea regală cumva. Ok. Sânge albastru. Un parfum de sânge albastru. Se cheamă Pure Soul. Ok. Și da, e un parfum diferit. Da. Exact așa îl percep și eu, ca pe un parfum altfel, care te poartă, pe care nu îl porți tu. Ok, ok. Da. Hai să vedem top 3-ul tău. Tonka Tonic e în top 3. Tonka Tonic este în top 3, da. Malaga e în top 3. Malaga e pe locul 1 în top 3. Și Tonka Disumano? Tonic. Și Disumano? Nu, Disumano este acela pe care te-am rugat să-l pui deoparte? Da. Ți-am zis că o să uit, ba da. Ele. Doamne, ce bine miroase. Și facem... Dar astea 3. Lasă blotărele. OMG. Da. Pentru mine arată în felul următor. Clar, Tonka Tonic. Malaga îmi place și el foarte mult. Da. Dar nu o să-l pun pe crudă, foarte acum vreau să fiu creativ și să-l pun pe vapor. Oh. Și atunci avem, nu știu care e un top 3, nu, mi-e greu să pun. Cred că aș pune pe primul loc pe Tonka Tonic, pe locul 2 pe vapor și pe locul 3 pe Malaga. Cred, mi-e greu. Hai să zicem așa. Deci ce ai făcut Tonka Tonic acum? Pe 1, vapor pe 2, Malaga pe 3? Le pot schimba pe astea două oricum între ele. Ai făcut o alegere... Mânat și de următoarea perioadă, sunt convinsă. Cu siguranță, da. Uh-huh. Da. Deși, da, îi zice Tonka Tonic e de purtat ziua, seara, oricând vrei tu, care și caracterul rece, are și prăjiturile. Uh-huh. Vapor e mai degrabă de seara, având caramelul, având partea dulce și Malaga e așa de zi, dacă nu vrei să miroși cum miroase un parfum de zi din zona asta, adică nu citric floral, e mai altceva. Uh-huh. Și deci astea sunt cele trei pentru mine, suntem destul de aproape, așa? Deci da. Dacă am avea toate parfumurile de la Morf, ar trebui să luăm vreo 5 în vacanță. Tonka Tonic și Malaga ar locui la mine. Ar trebui să luăm 4 în vacanță. Și cu această concluzie la care probabil se aștepta toată lumea, vom încheia acest clip. Da. Am testat, cred că toate sau aproape toate parfumurile de la Morf. Serios? Sunt aproape toate, cred că lipsesc două, cam atât. Ok. Și prima impresie e extrem de bună, adică ne-am găsit un top 3 cu foarte mare ușurință. Ideea e că parfumurile sunt mai complicate unele, altele mai puțin, cum sunt parfumurile în general. Ideea e că sunt foarte multe opțiuni și nu știu dacă ți-am spus, de iau și magazin fizic în piața la Hovari în București, deci partea bună e că poți să le testezi. Acolo mi s-a recomandat și mie să merg, am auzit de atâtea ori, du-te la Romană și miroase Morf. Da. Bun, și cu asta se încheie clipul de astăzi. Mulțumim că ai fost cu noi și ne vedem în clipul următor. Pa! Salut!